Romii, țiganii care trăiesc în România, de la marginea societății, ei sunt priviți cu răceală și locuiesc departe în satele sărace. Guvernul român nu are o soluție pentru această problemă. Prin urmare, Bert Loy s-a simțit chemat acum 15 ani în urmă pentru a merge la groapa de gunoi și a trata țiganii ca oameni. Acum el lucrează în numele grupului Satele de Romi, Pro-Romii, în Cluj, Hetia și Tinca. Prin învățătură și construirea de case încearcă pro-romii să schimbe cercul vicios în care trăiesc romii de secole. We zijn nu op weg naar Paterut, ligt net buiten Cluj. En dat is een dorpje wat we 15 jaar geleden ontdekt hebben. Bestaat eigenlijk uit een 120 families die aan de rand van de vuilnisbelt wonen. We gaan daar nu heen om even de huisjes te bekijken die we daar gebouwd hebben. Of de mensen de huisjes goed verzorgen, of ze er goed mee omgaan. En je zal ook wel zien, het dorpje ligt eigenlijk buiten Cluj, omdat de autoriteiten willen er niets mee te maken hebben. Dus ze willen het liefst ook niet dat de zigeuners in de stad komen. De weg wordt slechter, de hele omgeving wordt slechter. Ze zitten eigenlijk gewoon weggestopt daar. Terwijl ik dat niet zo goed begrijp, omdat ik een aantal van die mensen die daar in het kamp als zigeuners wonen, zou ik dolgraag als buren willen hebben, omdat het gewoon geweldige mensen zijn. Satul romilor Patarit este la groapa de gunoi, chiar în afară din Cluj. Familiile de romi construiesc o cioabă din bucăți de lemn și plastic pe care le-au găsit prin groapa de gunoi. Pro-romii îi ajută pe acești oameni prin construcția unor case locuibile, cu condiția că aceștia vor avea grijă de casele lor și nu le vor vinde. În viitor, toate cocioabele pro-romilor vor fi înlocuite cu case. Nou, dit huisje is stukken beter natuurlijk als het huisje wat je hiernaast ziet. Omdat bijvoorbeeld dit huisje dat staat al op betonblokken. Waardoor er dus geen ratten binnenkomen. In een huisje wat op de grond staat graven de ratten onder de wanden door en komen de ratten in huis. Regent het een paar dagen, komt ook het water omhoog. Omdat het op betonblokken staat, blijft het huisje dus uit het water. Het is 24 vierkante meter en het is volledig geïsoleerd. Dus ook 's winters, als het hier min 20, min 25 wordt, is het in dit huisje heel goed uit te houden. Cum descurc cu copiii și cu venituri? Păi cu veniturile cam greu, că eu iau mâncare pe datorie, dau banii acolo, că n-am de unde să-i dau. Când plătim curentul trebuie să iau pe peturi ca să dau. Cam greu. Când mergem la rampă de gunoi să lucrăm, ce faci cu copiii? Îi duc cu mine și le fac o umbră din cartoane. Mă duc la o mașină, lucru, vin de-o piept la asta mică, iar eu stau cu ea, iar îmi fug la altă mașină. Cu câte persoane lucrează aici, în casa? Noi locuim cu 12 persoane aici, din care lucrăm numai 3. Ca patrulea sunt eu lucrătoare, dar pe eu mă duc când îți timp probleme bune. Sau când un copil e bolnav, stau acasă. După miaza, este liniște în sat. Părinții sunt printre gunoaiele urât mirositoare pentru a colecta plastic și fier, pe care le vând și ei trăiesc în randamentul săracilor. Copiii stau de obicei singuri. Unii încearcă să doarmă, deoarece casa lor pe timp de noapte este atât de plină încât nu se pot odihni. De ouders die zijn op de vuilnisbelt om daar geld te verdienen zodat er vanavond weer wat eten is. Weer een nieuwe dag. We hebben net 6 uur gereden in de auto om in Hetja aan te komen. Hetja ligt heel erg afgelegen. Het ligt ook helemaal in de bergen. Als je het niet weet te vinden, dan vind je het niet. En nu hebben we nog een 20 minuten te lopen om in het dorpje aan te komen. Je moet je voorstellen dat wat ik nu loop, dat de kinderen dat ook 's winters af moeten leggen, deze afstand. Het ligt hier dan vol met sneeuw. Het is dan, het kan oplopen tot min 20, min 25 graden. Kinderen hebben vaak hele slechte schoenen. En die moeten dan gewoon die afstand helemaal afleggen tot beneden in het dorp.
En als ze dan geluk hebben, komt er nog een bus. Komt er geen bus, dan moeten ze alsnog een keer 5 kilometer lopen. Dus dat maakt het bijna tot 8 kilometer. Prin urmare, ProRomii visează să ofere studiile alimentare pentru un viitor mai bun. Pentru că satul este îndepărtat de lume, de din afară, oamenii trăiesc din ceea ce pot colecta. Ei nu au niciodată siguranța că și mâine va fi la fel. Pentru a ajuta familiile de romi, este necesar a avea un punct de vedere stabil. Comunitatea are 2 lideri care lucrează îndeaproape cu ProRomii. Dacă ținem un animal, dacă ținem un porc pentru tăiat, să-l folosim cu copii, cu familie, ce adunăm vara, dacă adunăm ceva de pădure, flori de ceai, să facem un ceai, mai trăim din ce putem. Dus dit is de enige bron van water die ze hier hebben in Hetja. Niet te bedenken eigenlijk dat je in Nederland 500 mensen hebt die met 1 kraan zouden moeten doen. Nou, hier is het de realiteit. E foarte greu. Iarna e foarte greu. Nu avem bani pentru pâine, nu avem bani pentru alimente, cu datorii, trăim pe datorie, ne lăsăm buletinele, actii la copii, la private, pentru să putem supraviețui. Pentru cei mici, ProRomii au construit o grădiniță. Copiii primesc micul dejun dimineața, astfel încât se pot concentra mai bine. Mici. Copiii când s-au trezit mici, nu știau nimic. Nu știau să numere până la 10, nu știau să zică bună ziua, nu știau nimic. Dar cu grădinița copiii până la clasa 1 a învățat să zică bună ziua sau să numere până la 10 sau să ceară ceva de la cineva, un pic de respect, așa au învățat. We zijn nu op weg naar Tinca. De situatie van de zigeuners, van de Roma, is daar zo erg omdat ze naar de lokale scholen gingen en daar erg gediscrimineerd werden. Dus eigenlijk nooit kans hadden om scholen af te maken omdat ze, ze waren niet geliefd onder de andere kinderen, maar ook niet geliefd onder de leerkrachten. Het grootste probleem is dat dus ook de overheid eigenlijk niet weet hoe met de zigeuners om te gaan. Ze proberen het alleen beroepsmatig op te lossen. Maar om een probleem op te lossen met een andere groep, met een andere cultuur, moet je ook verdiepen in de mensen. En moet je, zoals wij dat als ProRoma denken, moet je tussen de mensen staan om ze te gaan begrijpen. Omdat we ontdekt hebben dat de problematiek moet aanpakken waar het begint. En dat is dus in de Roma-wijk, in de Zigeunerwijken, tussen de mensen. Pastor Gaba, împreună cu ProRomii, au construit o școală în mijlocul satului. Ca urmare, copiii nu mai sunt nevoiți să meargă atât de mult pe jos. Pentru că părinții au încredere în el, își trimit copiii la școală în fiecare zi. Deoarece părinții sunt de multe ori needucați, nu văd de ce copiii lor ar trebui să meargă la școală. Pastor Gaba a văzut multe schimbări de când a venit prima dată aici. În 1989, la Revoluție, am intrat pentru prima dată în acest cartier și când am intrat aici, eu am început să plâng când am văzut copiii desculți, dezbrăcați și nespălați. A fost pentru mine un șoc. Cum ar fi fost viitorul copiilor sau fete dumneavoastră fără a fi o școală ProRoma aici? Copiii noștri de la 15 ani, 16 ani se căsătorește și nu mai merg la școală. Acolo în sat nu le bagă în seamă acolo în sat. Și aici e foarte bună școală pentru copii. Copiii noștri se învață bine. Aici nu merg pe drum. E foarte bine. Și ce va fi în viitor? Ce meserie sau cum am gândit? Ce vrea când o fi mare, s-o pune ce vrea. Datorită educației copiilor, au deja la o vârstă fragedă un nivel mai ridicat decât părinții lor. Deoarece părinții nu au avut parte de educație, nu pot fi integrați în societatea românească.
Ei nu văd că educația este importantă pentru a participa în societate. În cazul în care școala nu a fost în sat, cei mai mulți copii au fost o dată sau de două ori pe lună la școala de stat. Pastor Gaba și profesorii vor fi prima generație care rupe cercul vicios și vor construi un viitor mai bun. Școala Pro-Romii are deja 6 clase. Lucrez în învățământul de stat de 18 ani și am avut și clase doar de rom și clase români împreună cu rom. Și nici măcar un copil n-a ajuns la nivelul celor de aici, în primul rând din cauza frecvenței. Copiii știu că trebuie să vină la școală, pentru că dacă nu vin, știu doamna Cornelia și fratele Capa vin după noi acasă. Există speranță pentru acești copii, prin educație bună, ca pe viitor să nu mai aibă o viață de sărac. Ei au șansa de a se integra în societate și Pro-Romii îi va ajuta. Suntem pe drumul cel bun, dar pentru ruperea cercului vicios, vechi de secole, este nevoie de timp.